România ar putea avea în curând o nouă instituție financiară, Banca de Dezvoltare a României, deținută integral de statul român prin Ministerul de Finanțe. Își va începe activitatea după ce va primi autorizațiile din partea Comisiei Europene și a Băncii Naționale a României. Obiectivele băncii: finanțarea companiilor publice și private din țară, creșterea absorbției fondurilor europene, susținerea investițiilor în proiecte, domenii inovatoare, ecologice și cu caracter social, potrivit notei de fundamentare. BDR nu va intra în competiție cu instituțiile de credit, ci va funcționa în mod complementar cu ele, spun autoritățile. Mergem la Anca Dragu, fost ministru de Finanțe. Sărut mâna, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Cred că avem o mică situație cu sunetul. Dacă putem să scoatem locul. Da, nu cred că se aude. O să puteți vorbi, adică ne auzim? Eu vă aud. Acum vă auzim și noi, putem continua. Mulțumim. Bun, se vehiculează de ceva timp în țara noastră o bancă de dezvoltare. Suntem acum mai aproape de acest obiectiv, mai ales că ar putea conta și la PNRR? Da, se vehiculează de vreo 10 ani acest obiectiv și, în principiu, Banca Națională de Dezvoltare este un instrument foarte important și foarte necesar. Contează însă detaliile, știți că diavolul stă în detalii. Contează în ce măsură această bancă va avea o conducere aleasă în mod transparent, va avea obiective foarte clar definite și, de asemenea, rapoarte de activitate și monitorizare continuă. Această Bancă Națională de Dezvoltare este mai degrabă un soi de agenție. Va fi un instrument important în relația cu Banca Europeană de Investiții. Faptul că România nu a avut atâta timp o bancă de dezvoltare a cauzat acestei relații de finanțare, dar era o variantă în care această bancă să se înființeze mai rapid pe structura Exim Bank, de exemplu. Guvernul, până la urmă, a avut opțiunea de a avea o instituție de la zero. Pentru ca Banca Națională de Dezvoltare să fie o bancă agreată de Comisia Europeană și de Banca Europeană de Investiții, trebuie ca, după un an de zile de funcționare, să primească o evaluare pozitivă, cum că, într-adevăr, toate caracteristicile unei asemenea bănci au fost îndeplinite. Da, deci, să revenim. Este un proiect la care România, pe care îl încearcă de foarte mult timp. E bine că se întâmplă, poate era mai bine să se întâmple pe structura Exim Bank, pentru că ar fi fost cumva o economisire de resurse. Și este foarte, foarte important cum va demara acest proiect. Mi-e tare teamă că vom vedea, din păcate, o conducere pusă din pix politic, ceea ce va compromite total acest obiectiv și va face ca România să pară neserioasă în relația cu Comisia Europeană și Banca Europeană de Investiții. Ați vorbit de transparență, ați vorbit de o conducere numită transparentă, ați vorbit și de obiective. Care ar trebui să fie obiectivele? Asta în speranța în care conducerea va fi desemnată așa cum trebuie. Care ar trebui să fie obiectivele astfel încât și Comisia și Banca Europeană de Investiții să dea aprobarea mai departe și să funcționeze lucrurile așa cum ne așteptăm? Ar trebui să fie un sistem de credite și nu numai credite, de garanții, de instrumente financiare către domeniile agreate. Se face un gap analysis, o analiză de zonelor care au nevoie de un sprijin special în finanțare și, de regulă, sunt zonele productive, trebuie să fie vizate zonele cu potențial de export, pentru că vedem România are în acest moment un deficit colosal de concurent, aproape de 9% din PIB, suntem de asemenea în topul negativ așa al Uniunii Europene. Și să fie credite și instrumente financiare, cum spuneam, performante. Deci ar trebui ca firmele care sunt finanțate, sprijinite în acest fel, să aibă rezultate bune. Știm foarte bine că România are un deficit de finanțare, că acest indicator, creditul neguvernamental raportat la PIB, este în România de undeva la 26% din PIB, față de o medie europeană de circa 90%. Înseamnă că, într-adevăr, economia românească are nevoie de bani ca de aer.
Și știm foarte bine că există sincope atunci când vine vorba de finanțarea companiilor, că sunt anumite probleme, capitaluri negative, business plan poate incoerente. Și atunci această Banca Națională de Dezvoltare trebuie să vină să umple acest gol din piață și să aducă finanțarea în România către, vă dați seama, de la 26% la 90%, e greu să ne imaginăm, nici nu-i sănătos să se întâmple peste noapte. Dar să mergem în sus, să ne apropiem și noi de vizia europeană. Un singur lucru vreau să vă mai întreb, în punctul de față, pentru că așteptăm aprobările de la Comisia Europeană și de la BNR, există piedici care ar putea apărea sau suntem pe un drum lin, avem verde către această deschidere și vom aștepta acel an de funcționare până când Comisia să își dea încă o dată acordul? Ar putea fi semne de întrebare cu privire la numirea conducerii, pentru că aceste discuții au mai avut loc. Și eu, ca ministru de finanțe, am discutat cu Comisia Europeană despre o asemenea bancă și am cerut atunci o analiză, un gap analysis la Comisia Europeană pentru a începe un proces serios, riguros și să avem undă verde de sus până jos. Deci, ar putea, eu văd acest pericol cu privire la conducerea băncii și aici partidele la guvernare trebuie să fie extrem de responsabile, pentru că în caz contrar chiar vor aduce un mare prejudiciu economiei românești. În regulă, doamna Dragu, vă mulțumim pentru explicații, pentru intervenție. Vă mai așteptăm și sperăm data viitoare când vorbim despre Banca Română de Dezvoltare să fim cu temerele astea depășite și să avem rezultate bune. Cu vești bune, mulțumesc! Mergem mai departe. Sigur.